Ești pregătită? Să o facem! L-am nimerit! Ah, o să pățească ele! Nimerește-l! Acum e șansa noastră! Au! Ce? Ah, gata! O să dăm de belele! Ați dat cu toții de belele acum? Ah, a fost așa de mare! Scuze, doamnă! Profesoara nu ratează niciodată! Ora asta e așa de plictisitoare! Ah, ce e notificarea aia? Putea să fie mai plictisitoare de atât? Ascultați, elevi! Știți ce urmează? Oh, nu, nu, nu! E timpul pentru sport! E momentul să ne crească pulsul! Oh, fii groaznic! Exact! Continuați! Munciți mai intens! Ce naiba? S-a așezat? De ce facem noi toată treaba? Hei, nu vă opriți, leneșelor! Hai, hai, hai! Deveniți atletice și puternice! Bucurați-vă de tinerețe atât cât ține! Da, exact! Dați tot ce puteți! Hei, pauză de cafea și gogoș în cancelarie! Oh, tare! Voi continuați acolo! Revin! Pleacă? Ah, slavă Domnului! Hei, ne gândim la același lucru? E timpul să-l facem să plătească! Iu, a fost greu! Probabil că o să aprecieze! Au fost bune gogoșile alea! Hei, leneșelor, de ce stați jos? Oh, doamne! Ce? Cum de s-a întâmplat asta? Nu se poate! S-a blocat! E defect! Ridicați-vă și faceți mișcare! Aproape am terminat cu decorațiunile astea! Uf, nu ajung să pun ultimul balon! Haide, un pic mai departe! Încă puțin! Haide, balonule! Ce se întâmplă acolo? Ah, bună, Bella! Hei, prinde asta! Vai! Ha, ai căzut așa rău! Of, ce naiba! Nu e deloc amuzant! E timpul pentru o răzbunare sub forma unei farse! O să umplu balonul ăsta cu niște apă! Și acum vine talentul meu la desen! Excelent! Arată ca o minge de baseball! A venit vremea răzbunării! Hei! Da? Ce e? Ah, s-o prind? Grozav! Vine! Prind eu! Ah, ce naiba! Sunt ud tot! Ha, normal că ești! Ți-am făcut, a? Ah, trebuie să folosesc toaleta! Scuze, scuze, trebuie să trec! Wow, pe bune! A intrat fix în mine! Stai puțin! Am o idee grozavă! O să sting lumina! Hei, e întuneric aici! Ai stins lumina? Of, se pare că trebuie să încerc să ajung la ea! Oh, doamne, aproape că m-a prins! O să o fac iar! Îți bați joc de mine? E timpul să o prind pe cea care îmi face asta! Frate, nu văd pe nimeni aici! Oare cum te se tot stinge lumina asta? Se pare că nu voi afla niciodată! Ha, e cea mai simplă farsă din lume! Iu, sunt amuzantă! Vai, ce e cu... Ah, da, bună! Dar ai ceva pe față! Bună tuturor! Scuze că am întârziat nițel! Ce? Bella, tu ai fost? Nu, n-am fost, eu jur! Ce naiba? Tu mi-ai pus asta pe scaun? Stai puțin! Dumneavoastră ați fost? Mă bucur că ești aici, Bella! Of, nu pot să cred că profesorul m-a păcălit în halul ăsta! Ce? Mă notează? Of! Neața, elevi! Mă bucur că ați venit la timp! Tot
Totuși, Bella n-a venit încă, nu? Ce? Cum îndrăznești? Bella, ia-ți picioarele de pe catedra mea! Bla, 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 vorbiți prea mult! Gata! Cum vrei tu? Picioarele tale! Picioarele ei! Doamne! O farsă! Înțeleg! Foarte amuzant! Câștigi un punct pentru asta! Și nu uitați să vă prezentați tema! Ora asta e cea mai nasoală! Poate o să țipesc, nițel? Ce e sunetul ăla? Doarme? Doarme la ora mea? Trezește-te, trezește-te! Profesoara te-a văzut! Trebuie să-i dau o lecție! Crede că poate să adormă așa la ora mea! Realitatea asta virtuală o să sperie! Ce idee bună mi-a venit! O să-i pun chestia asta pe ochi! Așa, e gata! Trezește-te! Sunt într-un montan rus! Ajutor! Cum am ajuns aici? Norotirea de 360 de grade! Ce amuzant! Uite-o cum face! Se zbate non-stop! Doamne! Îmi sare inima din piept! A fost cea mai tare oră la care am participat vreodată! E important să știți tabelul periodic! Aha, sigur! Cum zici tu, profule? Telefoane? În niciun caz! Ok, fie! Gata, le-am pus deoparte! Ok, bun, stați să beau nițel! Ce apă răcoritoare! Așa, revenim la elemente! Am nevoie de o pauză pentru mers la toaletă! Ne-a lăsat singuri! Hei, vrei să-i facem o farsă? Da, o să iasă grozav! Deschide-o tu și eu o să iau scociul! Ok, pune-l pe gura sticlei și apoi pune la loc capacul! O să fie genială faza! Hai să ne întoarcem în băncile noastre! Să batem palma pentru farsă! Mult mai bine! Bietul meu gât! Am vorbit prea mult! Ce se întâmplă cu sticla mea de apă? Merge! E împotriva legilor fizicii! Cum de apa asta se împotrivește forței gravitaționale? E o farsă? Care dintre voi a făcut-o? L-am păcălit! Pe care dintre aceste farse le-ai face și tu profesorilor tăi? Spune-ne în comentarii și nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe astfel de clipuri grozave!